sunt practic 20 de zile de la alegeri, timp care a fost pierdut, timp în care, din punctul nostru de vedere, s-a trecut de la incertitudine la criză, probabil președintele sperând în acest fel că poate să întoarcă rezultatul alegerilor printr-o formulă politică sui generis. Să știți că ne-a fost foarte greu. Și mie și colegului domnului președinte Dragnea să facem față solicitărilor din ce în ce mai presante care ne-au venit în ultimile zile de a demara procedurile de suspendare, având în vedere încălcarea Constituției de către președintele Iohannis. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, ca jurnaliști, cred că sunteți de acord cu mine că o reuniune informală în care se dau informații care apoi se transformă în știri pe surse, nu poate fi constituită ca o modalitate de comunicare normală, mai ales la acest nivel. Nu e o joacă de copil desemnarea primului ministru, nu este o joacă de copil ce se întâmplă cu rezultatul alegerilor și cu respectul votului dat de cetățeni. În așa fel încât să dăm niște fragmente de informații ca știri pe surse, în loc de motivații clare și oficiale și comunicare oficială.